Mitică, te-am rugat frumos, Mitică, lasă-mă și pe mine să mă uit la televizor pe canal de că e pe serialul și ăla nou turșesc ei, și vreau și eu să văd că sunt curioasă. Și doar știi că s-am făcut toate poftile ei, ți-am făcut de mâncare, ți-am spălat haine, le-am făcut și curățenie în casă. Lasă-mă să mă uit, doar știi că mie serialele astea îmi plac. Fauric, ești nebună? Păi fă, în seara asta e meș, fă! E meș important, tot satul să uită! Păi joacă România! Și l-am chemat și pe Cornel, acum și trebuie să vină la mine, să ne uităm! Dă-l dreacu de serial! Joacă România, fă! Bine, niciodată nu o câștiga, dar când joacă trebuie să fim patrioți! Trebuie să fim acolo în fața televizorului, să fim, să... Hai România, să strigăm, să... Noi ne dăm la un serial, fă! Ui, n-are rost, te uiți că oricum România pierde. Dar tu ești tu, fă, că România pierde. Ce, specialist acum în fotbal sau... Nu înțeleg. Băi, dacă nici eu nu mai pricep la fotbal, băi, lei... Tăți vara asta, și le-am dat follow la fotbaliștii ăștia noi, tineri, pe Instagram. Așa ai făcut, da? Da. Că poate mă căuta și pe mine unul. Dar, de fapt, m-au căutat acolo la Maria Moldoveanu, așa, pe Instagram. Și era de la Craiova. Mic, așa, tatuat, pe mâini, mâzgălit. Nu, nu, nu-i bine, nu. Mie trebuie unul așa, de la o echipă mare, de la București. Ca să apar și eu prin pozele alea, prin ziare. Că altfel nu fac nicio afacere. Și, oricum, nu trebuie să fii mare specialist în fotbal ca să-ți dai seama că o să pierd România. Cum nici nu trebuie să fii mare meteorolog. Meteorolog, fa, meteorolog, să spun. Cum să zici, ca să-ți dai seama că plouă dacă cerul e negru? Ui, Mitică, dar tu de ce nu te duci la Cornel și el n-are televizor? Fă, are, dar n-are. Cum adică are sau n-are? Cablu. Aha. Că femeia sa din străinătate nu i-l o mai plătit. Dar cum e asta, Iuleac? Dar și da, femeia sa din străinătate, adică așa e de la Torino, trebuie să-i plătească lui cablu. Dar și ei, da, el nu poate. Nu-i de ajuns că-i trimite atâția bani. Poate, fă. Poate. Dar și vina are el, fă, când i-a pus, cârciuma înainte să ajungă la cablu. N-are nicio vină. Cheltui tăți banii acolo la cârciumă. Pentru că în seara asta, fă, jucăm cu Feroe. Și avem șansa să câștigăm. Ia-te legă mâna, Vasu. Cine ăla ai? Cine? Feroe ăsta e unul nou, a apărut acum că nu-l găsesc pe Instagram. Și proastă ești, fă. Insulele Feroe, fă. E o țară. Cu naționala lor, joacă România azi. Bine că și-o da și-o ăștia seama că cu ai noștri nu câștigăm niciun meci. Și bine că joacă cu ai lor. Nu inteligent-o. Instruile Feroe joacă cu echipa lor, fă. Și România joacă cu aceia jucători. Bine că ești tu deștept și nici până acum nu ți-ai dat seama că te înșală Cornel. Și faci, fac? Și fac. Mă înșeli? Și te înșeli, și înșela, dar tu ce ai înțeles? Am înțeles că mă înșeli cu Cornel. Și Cornel, l-am zis că ești deștept. E, părinte? Da? Faci pariu cu mine pe 100 de lei? Când ai să înceapă meci, o să cânti imnul? Și pariu e ăsta, primare. Cum adică? Până e logic la orice început din meci a echipei naționale să cânti imnul? Și ăsta e pariu? Da, e da. Doamne. Da, părinte. Numai că nu este obligatoriu ca imnul să fie cântat corect. Că îl mai aduce acum pe Marcel Pavel cu aaa și ne-am liniștit exact cu imnul. Exact. Mai ții minte că l-o cântat ăla imnul greșit? Dacă îl cântă greșești de data asta. N-are cum. Deci vă băgați la pariul ăsta? Nu. Nu mă bănuiesc treaba ta. Ia vină cu așa. Deștept? Da, Imani, normal că ești deștept. Dar cum ți-ai dat seama, fă, că-s deștept? Ei, cum să-mi dau seama, că doar nu-i fi eu vreo proastă. Ești așa mai cultivat, nu știi tu de Feroie și de astea. Așa pare nebulaită despre mine, fă?
Da, da, ești așa un bărbat foarte deștept și foarte frumos. Păi sunt, fă. Fă, pentru complimentele astea pe care mi le-ai zis în seara asta, nici nu mai vreau să mă uit la meci, fă. Te lăs să te uiți liniștită la serialul tău turșesc. Ba, chiar mă uit cu tine, fă. Ce visoț, iubitoara mea. Doamne, ferește-mi. Păi, medic! O veni și Cornel? Curata, miticul cu oile. Vrei cu... Dă-te-mă pe mai încolo. Hai noroc, e! Hai noroc, e, Cornel! Hai, reunia! Hai! Hai că o să fii tare de tot, ei! Vezi și mie și important o să fii, o să rup, ei! Haide, vin, n-o să câștig, dar o să fii fain! Uai, mitică, hai, lasă-mă să mă uit, ai că promit că-ți fac o surpriză, ai. Doar tu cu gura ta ai zis că România nu câștigă niciodată. Doar nu jucați voi, lasă-mă să mă uit. Fă, ascultă aici la mine. N-ai văzut reclamele alea în care zici ca 12 jucători suntem noi, fă? Ăștia din fața televizorului? Păi trebuie să fim aici, fă. Așa că lasă-mă, dracu, cu serialul tău, înșepi meșul. Nu e, Cornel? Hai, România! Hai, România! Deci, patriot ai devenit părinte, să mori eu, dacă nu. De unde e patriotismul ăsta? E, patriot, am jucat și eu un bilet. Pariu! Că meciul ăsta are două reprize, hai, tot pe 100 de lei. Băi, primare, yeah. De unde-ți vieță ideile astea că are două reprize? Păi nu e normal și logic, orice meci are două reprize, să știi. Da? Da. Da, meciul ăla, când a fost cu Rapid și a căzut nocturna, da? Și s-a oprit meciul, ăla a mai avut două reprize? Da, meciul ăla, cu... tot cu Rapid. Atunci când i-a dat cu bricheta în cap la arbitru și l-a oprit prin minutul 70, ăla a mai avut două reprize? Lasă, lasă, lasă. N-a mai avut nici ala. Aici nu jucăm la noi în țară, se joacă la eroi. Da, aici tu drept. Ei, da, ce crezi că aici îți mai aruncă cu bricheta sau cu motora să întrebă? România, mingea circulă foarte bine, pasă, mele, excelent șut. Păi, unde-i tot-o? Mult însă... Cred că peste poarte! Ia! Ia acolo, ia! Ia! Ce pare liniștit pentru cei din insulele Feroe, iată, îl privind... Aole! Gol, Feroe! Nu! Gol, Cornel! Spargi televizor! Nu spargi nica! Băi, nu spargi nica! Băi, stai, Cornel! Dă-o măsa pe gheață de treabă, băi, dacă ne dau și ăștia... Băi, Cornele, băi, dă-te, băi, stă cu minte aici, băi, lasă televizorul! Băi, Cornel, nu l-am ca! De ce să-l spargi ei? Cum, mă, dar am văzut eu la știre, că așa fac ei la oraș. Păi, da, băi, Cornel, dar tu l-ai văzut ei pe Chiricheș ăla care joacă, că aruncă el și spargi televizoare ei? Când... Așa fac ăștia, când pierd echipa lor favorită, arunc televizor pe geam. Îl sparg, băi, Cornel, aici nu suntem la oraș, suntem la țară. Și dacă l-arunci, faci mizerie în grădină la mine. N-arunci nici, asta-i cu minte, ești nebun. Nu, băi, nu! Băi, dar ce faceți voi aici? Ce cu atâta scandal? Cornel, pune televizorul cealalt la loc. Mitică, pentru treaba asta, dă telecomanda încoace la mine. Dă-o încoace. Pentru treaba asta, adio, Meș. Adio, Meș. Și eu mă uit la Canal D, da? Pune televizorul la loc, Cornel, că nu vorbesc aiurea cu tine. Hai, gata, uite că începe. Taci-ne mură. Hai să dăm pe Canal D acolo unde sunt filmele alea turcești. Unii se uită și preoteasa mea. Hai, că mai bine e, mai bine mă la turcismele alea. Dacă mai stau, mă, la astea în sarii mai din piept, în bubu, i-am pus 234,3. Am mâncat sănătatea ăștia, băi, băiatule. Ferească Dumnezeu. Am pierdut și la pariu.
Păi, Cornel, păi, n-ai cum, măi. N-ai cum să faci o echipă ca lumea fără cum zicea primarul ei, cu... Îți trebuie din aia... Cum îi zice? Infra... Ce? Băi, condiții. Dacă n-ai condiții, nu faci o echipă ca lumea. Aia vreau să zic. Păi dai, mitică, dai, dacă zic. Păi cum să faci condiție? Păi cum, e? La noi numai să fure. Numai atâta știu ăștia. Păi cum să faci condiții? Uite, chiar mi-i spunea Marie că uite pe Instagram și ăla e la fotbaliștii. De 20 de ani, toți au Instagram, toți sunt măzgăliți toți. Păi când ai timp de performanțe? Dacă tu la 20 de ani ai și cantonamente, stai și pe Instagram, te duci la Mieșu și la astea, păi cum? Ne legă numai la bani la niște, băi. Și cumpără numai mașini, că vrei să înviețezi să joci fotbal. Pe asta vreau să zic. E trist, așa e. Scoate la noi. Iete-le. Iete-le, vorbește singur aici, stai. Da. Tu ai zis ce? Irem Helvaciu. Iude. Păi, Ioane, de ce pățite? N-am nimic, hai, Cornile. Ei, n-am nimic, hai, ce vrei? N-are blutul. Și aia e, și blutul. N-are hands-free. Și hands-free e, și hands-ă. Eu fiu și ăsta un fotbalist, îi face hands. Irem Helvaciu. Hai, Ioane, ne uităm la tine, băi, zi, băi, și ai. Te ajutăm? N-aveți cu ce mă ajutați, ei. M-am îndrăgostit. Pupă! Pa! Păi, și? Cine-i marea dragoste? N-aveți voi de un s-o știți, nu-i de la noi din s-o. Pupă! Pupă! Păi și cu Maria și faci? Păi asta e și problema, e. O iubesc și pe Maria, dar m-am îndrăgostit și de... Lăsă că o iubesc eu pe Maria, e. Băi, Ioane, păi stai așa, olea, că nu merge. Păi tu să înțeleg că iubești o femeie acum și o iubești pe Maria. Păi cum vine asta e? Cum faci? Zici și mie să înțeleg. Ei, știu eu niște vorbi de la Valley Storm. To be woman, I don't know, it do the woman. Și? Să iubești două femei, să nu știi pe care o vrei. Exact, așa-i. Păi și... Băi, Ioane, și de unde e iubirea asta a vieții tale? De departe, e, mitică, e. Nu e de la noi din sat, e tocmai din Turcia, e, de la Istanbul. Ia uze! Păi și cum e aia din Turcia? Tu de aici din sat, tu ăsta părăsit de lume, nici dracu nu-l știe, e. Păi ăsta e așa o leacă, e. Păi, și cum te-ai înțeles cu ea? Și să mă înțeleg cu ea, am văzut-o aseară, ei, la serialul ăsta nou, turșesc, de la Canal D, Lacrimi la Marea Neagră. N-aveți voi de un să știți. Oi, Cornel. Oi, ăsta vorbește de serialul de aseară. El s-a îndrăgostit prostul, ei, de personajul ăla principal, ei. Aia cum o cheamă, ei, dirimează cu fes. Nefes, ei. Aia. De aia, ei. Da. Na, și ți-am zis. Irem Helvaciu, așa o cheamă, ea. În realitate. Cred că l-am zis, e mai ușor nefes. Nu-mi e real. Deci nu era el îndrăgostit. Da, îmi place și mie, deși e, băi. Cum îți place și ție? Cum să-ți placă și ție? Mie mi-a plăcut primul. Păi lasă, îmi place și mie de ea, băi. Da, și tu din gură. Băi, dar văd că ai... E Giuzel, e. Giuzel. Cum e? Giuzel. Și cu zele, ce tu vorbești acolo, e? E nefes. Nu e Giuzele, așa se zice în turcă, la frumoase. Așa cum e Irem Helvașog, Giuzel. Uite, băi! Bă, da, dar e frumoasă și drept e frumoasă. Uite, dracu, știi deja și turcă? Nu știu turcă, am învățat și eu câteva cuvinte, am prins acolo. Cum e frumoasă dacă știi doar câteva cuvinte? Ce să fie? Limba asta. Dar nu limba e frumoasă. Păi frumoasă e, ue. Are da. Și eu câteva cuvinte aseară. Cu toate că au început să-mi placă o leacă așa și limba asta turcă. Nu, e, eu dire Helvacioglu zic că e frumoasă, e. Cum zici turc? Giuzel. Păi, Ioane, eu văd că ai planuri mari cu ei. Da, e. Păi vreau să mă căsătoresc cu ea, e. Opa. Iti. Da, ue, și eu vreau, ue. Cum și tu vrei? Cum ești? Eu vreau. Mie mi-a plăcut primul dia, da? Eu mă căsătoresc cu ea. Lasă, căsătorești tu cu ea, că eu am atâie. E, dar și glumii bune, a, e, să mor eu dacă nu. Stăteam așa pe bancă și mă gândeam.
E că mă duc la domn primare, că am înțeles că taixul a fost bișnițar de ăsta prin Turcia. Și sigur știe el câteva cuvinte să mă înveți și pe mine acolo o leacă în turșești. Și oricum și el știe că a fost în vacanțele alea, tot inclus, cu un dracu să mai zici la alea. Și sigur știe și el câteva cuvinte. Chiar o să mă duc acum să vorbesc cu el. Hai, Ion! Ha. Pa! Fies! Și fies, ei! Ne fies! Da, și ne fies! Du-te, ei, la primar! Că faci un translator din tine de o să fii și prin ambasadă, tu! Ha, ei! Și glumii buni, e! Da, cu fiesii, da! E jaluc serialul ăsta?